persona del cambio di licenza alla maglia consiglio locale al primo di prima normale non esiste anche domo segretario un principio se ne permette până întocmește capătul de proces verbal, citirea ordinii de zi. Să trecem direct la punctul numărul 1 al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al unității administrative teritoriale Comuna Ordeni, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator va fi, este de fapt, domnul primar Popa Costache. La punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitude în favoarea SCD-ului Gaz Grip asupra unei suprafețe de 38 de metri pătrați teren situat în satul Orben, Comuna Orben, județul Bacău. La punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza unității noastre administrativ teritorial. La punctul 4, de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 31 din 12.05.2016, respectiv decizia 31 pe 3 din 30.03.2021 a Camerei de Conturi a județului Bacău. La punctul 4, proiect de hotărâre privind alegerea noului președinte pentru următoarele 90 de zile. Prin urmare, domnilor consilieri, supunem la vot. Sunteți de acord cu această ordine de zi? Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Prin urmare, domnule secretar, vă invităm să dați citire procesului verbal al ședinței anterioare. Dau citire procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ordeni de Tubacău din data de 16 aprilie 2021. Astăzi, 16 aprilie 2021, cu începere de la ora 11, are loc în sala de ședințe a primăriei Comunei Ordeni, satul Ordeni, strada Ruj, numărul 178, Comuna Ordeni, județul Bacău. Ședința extraordinară a Consiliului Local Ordeni, județul Bacău, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectului ordinii de zi aferent, cu participarea tuturor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Ordeni. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultării Consiliului Local Ordeni. Hotărârii Consiliului Local Orbei numărul 26 februarie 2021 privind reanalizarea hotărârii Consiliului Local Orbei numărul 44 din 10-11-2020 privind organizarea comisiilor Consiliului Local Orbei de Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Orbei de Bacău și modificarea hotărârii Consiliului Local Orbei numărul 44 din 10-11-2020, privind organizarea comisiilor Consiliului Local Orbeni Județul Bacău pe domenii de specialitate, inițiator primar Popa Costache. Intervenții nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează la unanimitate prezenta ordinii de zi. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni Județul Bacău, care deci citire procesul verbal și ședinței anterioare. Secretarul Comunei aduce la cunoștință faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de documentele necesare, implicit aviziile comisiilor de specialitate, astfel încât acestea pot face obiectul dezbaterilor și adoptării în cadrul prezentei ședințe. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru procesul verbal al ședinței anterioare în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii Consiliului Local Orbei numărul 6 din 8, numărul 8, din 26-2-2021, privind reanalizarea hotărârii Consiliului Local Orbeni numărul 44 din 10-11-2020, privind organizarea comisiilor Consiliului Local Orbeni Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul secretarul general al Comunei Orbeni Județul Bacău, care dă citire materialelor referente acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții. Domnul Moral Dan Constantin solicită răspuns la următoarea întrebare. Dacă hotărârea de privare este intrată în circuitul civil? Răspunde secretarul Comunei Orbeni Județul Bacău, da, este cu siguranță intrat în circuitul civil. Consiliul local poate reveni asupra, poate reveni oricând asupra unei hotărâri adoptate, iar în cazul nostru, în situația în care ne aflăm, pentru a putea avea acces la hotărârea Consiliului Local de stabilire a componenții comisiilor de specialitate, se impune revocarea hotărârii din luna februarie de reanalizare. Solicită intervenția președintele de ședință. Consider că dacă există o posibilitate de a mai reveni și a pune lucrurile într-un curaj normal, nu văd de ce să nu o facem fără a mai ajunge sentențios.
Solicită intervenția domnului Fabio Viorel, nu văd nicio problemă în a reveni asupra hotărârii, să nu uităm și Parlamentul intervine și modifică consiliul întreagă de acte normative, fără a fi probleme sau alte dificultăți. Solicită intervenția primarul comunii, nu cred că este necesar, dar atât cât o situație este în puterea noastră să o îndreptăm și să o reașezăm, nu văd de ce să nu o facem, fără a mai fi necesar ca anumite instituții să fie implicate în această situație. Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supun raport, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la realizarea și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobare reorganizării comisiilor de specialitate, care Consiliul Local Orbeni de Bacău și modificarea hotărârii Consiliului Local Orbeni numărul 44 din 10-11-2020, privind organizarea comisiilor Consiliului Local Orbeni de Bacău pe domeniul de specialitate, inițiator primar Popa Costaia. Are cuvântul secretarul comunei Orbeni de Bacău, care vede și bine materialul la ferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții. Nu sunt solicitări, care cuvântul președintele de ședință, care solicită votul pentru articolul numărul 1 al prezentului proiect de hotărâre, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru articolul 1 de pe ordinea de zi, în forma prezentată. Are cuvântul președintele de ședință, care solicită propuneri pentru articolul 2 din prezentul proiect de hotărâre, astfel. Pentru Comisia numărul 1, Comisia Economică, domnul Palinte Ihtime îl propune pe domnul Popa Nicolae, domnul Chiamuș Costică îl propune pe domnul Chibeică Gheorghe, domnul Moraru Nicolae îl propune pe domnul Irimia Tudorel, domnul Bolțoi Ioan îl propune pe domnul Apreutesei Costică, domnul Tibeică Gheorghe îl propune pe domnul Pară Gheorghe, se solicită votul pentru componența Comisiei numărul 1, Comisiei Economică, se votează în unanimitate pentru componența acestei comisii, conform propunerilor făcute. Pentru Comisia numărul 2, juridică, domnul Popa Nicolae îl propune pe domnul Panainte Ihtimie, domnul Gălățanu Sorin îl propune pe domnul Moraru Dan Constantin, domnul Apreutesei Costică îl propune pe domnul Bolțoi Ioan, domnul Irimia Tudorel îl propune pe domnul Martiș Gheorghe, domnul Tibeică Gheorghe îl propune pe domnul Chemuș Costică. Se solicită votul pentru componența Comisiei numărul 2 juridică, se votează în unanimitate pentru componența Comisiei numărul 2 juridice, conform propunerilor făcute. Pentru Comisia numărul 3 culturală, propuneri. Domnul Apreutesei Costică îl propune pe domnul Gălățanu Sorin, domnul Popa Nicolae îl propune pe domnul Fabio Viorel, domnul Chemuș Costică îl propune pe domnul Moraru Nicolae. Se solicită votul pentru componența Comisiei numărul 3 culturală. Se votează unanimitate pentru componența acestei comisii, conform propunerilor făcute. Are cuvântul secretarul comunii care dă citire componenței tuturor celor trei comisii, cu rugămintea de a lua o pauză de câteva minute în vederea, faptului că fiecare comisie să aibă posibilitatea să-și deseneze președințele și secretarii acestora. Sunt rulate lucrările ședinței. Se solicită comunicarea președinților respectiv secretarilor acestora, Comisia numărul 3 culturală, domnul Fabio Viorel președinte, domnul Gălățanu Sorin secretar, Comisia numărul 1 economică, domnul Apreutesei Costică președinte, domnul Popa Nicolae secretar, Comisia numărul 2 juridică, domnul Moraru Dan Constantin președinte, domnul Panainte Ihtime secretar. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se solicită votul final pentru prezentul proiect al ordinii de zi în forma prezentată și componența aferentă fiecarei comisii, așa cum aceasta a fost prezentată, se votează în unanimitate pentru, de către toți consilierii, prezentul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi în integralitatea sa. Domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezente și de zi. Domnule secretar, vă mulțumim pentru citirea procesului verbal anterior. Domnule consilier, dacă ne permiteți să trecem acum în discuție punctul numărul 1 al ordinei de zi. Mai am înțeles cine este pentru. Începem să dăm citire primul proiect al ordinii de zi, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al UAT Orbeni, județul Bacău, pentru anul 2021. Dăm citire domnului primar Popa Costache. Da, mulțumesc. Nu vă dau citire proiectului de buget și note de fundamentare pentru bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Orbeni pentru Bacău pentru anul 2021. În baza prevederilor legii numărul 15 de 8 martie 2021 a legii bugetului de stat, a legii numărul 273/2016 din finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea educației naționale numărul 1/2011 cu completări și modificări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare,
adresa numărul 5954 din 11-11-2020 a școlii cu clasele 1-8-ben, prin care solicit alocare de fonduri pentru susținerea cheltuielor de transport pentru cadre didactice, adresa numărul 1355-17-3-2021 din fundamentare privind necesitatea de fonduri pentru finanțarea complementară pentru acoperirea cheltuielor în anul 2021, a adreselor 445-17-3-2021, 481 din 1-4-2021 al Direcției Județene a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 6441 din 9-4-2021 al Consiliului Județean Bacău, prin care sunt comunicate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri și sumele din costurile defalcate din postul de venit și estimările orientative privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cote defalcate din impostul pe venit pe anii 2022-2024. Nota de fundamentare a compartimentului venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, elaborată în urma analizei posibilităților de realizare a veniturilor proprii, bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Orbeni va avea următoarea formă. La partea de venituri. Veniturile bugetului local pentru anul 2021 au fost fundamentate în conformitate cu prevederile legii numărul 273/2006, actualizată, care dispune articolul 13, cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți. Veniturile totale sunt structurate după cum urmează. Venituri proprii, 807.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, cot 040201, 431.000 lei. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cot 040204, 486.000 lei. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, cot 040205, 470.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru activități descentralizate, cod 1102, învățământ, 277.000 lei, burse pentru elevi, 42.000 lei, tichete creșe, 40.000 lei, ajutor de încălzire la lege 416, 35.000 lei, drepturilor copiilor, CES, 17.000 lei, asistenții sociali și indemnizații, 916.000 lei, un total de 1.327.000 lei. Sume alocate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri, cod 1105, sumă de 200.000 lei. Sume alocate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 1106, sumă de 2.033.000 lei. Subvenții de la alte administrații, în speță Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cod 4.265, 834.060.000 lei. Subvenții de la alte nivele de administrații, vorba de Agenția Europeană pentru Prestări Sociale, 30.000 lei. Subvenții de la alte administrații ale așa pe programul FED, FDR, cod 4234, suma de 501.030.000 lei. Total venituri estimate a fi realizate, 7.000 de lei, 7.119.090.000 lei. Fundamentarea bugetului pentru anul 2021 s-a realizat pentru secțiunea de funcționare, care cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cu prestarea serviciilor, transferul, asistența socială și alte cheltuieli în condiții de legii, și secțiunea de dezvoltare, care cuprinde cheltuieli de investiții. Fundamentarea cheltuielor materiale și prestarea de servicii s-a efectuat pe baza calculelor proprii și a actelor normative specifice fiecărei activități, precum și a normativelor de cheltuieli. S-a analizat necesitatea și oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se în condiții normale de funcționare a instituției în condiții unui regim sever de economie. Bugetul local al Comunei Orbeni, în valoare de 7.119.090 lei, va fi repartizat astfel. La secțiunea de funcționare, 4.390.000 lei, care reprezintă 62% din buget. Secțiunea de dezvoltare, 2.729.090 lei, care reprezintă 38% din buget. Aducând aici sume alocate din excedentul anilor anterior, la secțiunea de dezvoltare, procentul se ridică la 48% din buget total. Aici la partea de venit. Raportat procentul este calculat la partea de venit.
a partea de cheltuieli, cu sumele, după cum vă spuneam, cu cele aduse din bugetul anilor precedenți, să ridic la 48%. Cheltuielile au fost repartizate pe capitole. Capitolul 1, autorități publice. Aici au fost repartizate cheltuielile de personal. Capitolul 510210, titlul 510210, în sumă de 1178.080.000 lei, calculate pentru un număr de 14 funcționari, 2 demnitari, 12 consilieri. Capitolul bunuri și servicii, titlul 20, suma de 411.060.000 lei, din care 28.000 lei în zona încălzită de luminar, 20.000 lei carburanți pentru număr de alte autoturisme, 7.000 lei piese de schimb, 56.000 lei poștele, telecomunicații, internet, 12.000 materiale pentru caracter, materiale cu caracter funcțional, 10.000 cheltuielile cu întreținerea și funcționarea, 25.000 lei pentru din inventar, 247.000 lei cadastru sistematic, servicii de consultanță și asistență în contabilitate, cheltuielile cu achiziții publice, asistență și întreținere soft, asistență și întreținere echipamente, alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare. În zona cheltuielor de capital s-au alocat suma de 38.000 lei pentru achiziția centrală termică și accesorii și punerea în funcțiune a vizei la sediul primării. Total capitol 1.628.040.000 lei. Capitolul 61, ordine publică și siguranță națională. Cheltuieli de personal 57.010.000 lei pentru un funcționar din cadrul SRSU. Bunuri și servicii 45.000 lei pentru achiziționare de materiale specifice SRSU, dintre care 6 hidranți și alte materiale necesare desfășurarea activități în caz de inundații, incendii și alte. Total capitol 102.010.000 lei. Capitolul învățământ. Cheltuieli cu bunuri și servicii 361.000 lei, din care sume alocate din TVA, cheltuieli prevăzute la articolul 104 al alineatul 2 litera B până la D, 277.000 lei. Sume alocate din bugetul local, 84.000 lei, transport cadre didactice, 45.000, 15.000 lei obiecte de inventar, frigidere și alte obiecte, cheltuieli cu microbuzul pentru transport elect, combustibil 9.000, asigurări, ITP, rubinetă, 5.000 lei reparații, 5.000 lei, așa pentru obiecte și astea, reparații 5.000 lei și amenajare ca școala scurtă, 5.000 lei. În zona de asistență socială, 69.000 lei, din care etichete de grădiniță 40.000 lei din TVA, pentru cel 17.000 lei TVA, așa, și cadrul de 50.000 lei. Burse pentru elevi cu rezultate deosebite la învățătură, 52.000 lei. Astfel, din TVA 42.000 lei și 10.000 de bugetul local. Cheltuieli de capital, 1.957.090.000 lei, din care construire grădiniță cu 3 săli de grupă în satul Scurta, școala numărul Scurta, 242.000 lei, astfel 24.050.000 lei din bugetul local pentru întreținere de șantier și 217.050.000 lei cofinanțare pentru program PNRR, reabilitare și extindere corp grădiniță și construire corp școală în satul Scurta, școala numărul 3 Scurta, 554.010.000 lei, cofinanțare prin program PNRR. Reabilitare termică, școala gimnazială numărul 1 cu clasele 1-8, statul Orgeni, Comuna Orgeni, Petrul Bacău, 118.000 lei. Achiziție centrală termică și accesorii, avizare și punere în funcțiune școli, în școli, sala de sport și grădinița, 125.050 lei. Amenajare cu fie interioară, școala clasele 1-8, 300.000 lei, în eventuale anterior. Creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Orgeni la procesul de învățare online, în contextul crizei SARS-CoV-2, în achiziția de echipamente IT, 556.030.000 lei, și din care 551.030.000 lei din cofinanțare prin programul FDR și 55.000 lei din bugetul local. Implementarea internet și achiziție echipamente pentru creșterea gradului de conectivitate a copiilor și în cadrele didactice, în sălile de unitățile de învățământ, sistem supraveghere video la grădinița numărul 1 Orgeni, sistem supraveghere video la școala numărul 3 Scurta, 62.000 lei. Total capitolul 2.439.090.000 lei. Capitolul sănătate. Cheltuieli de capital, 433.050.000 lei, din care dotare dispensarul Mare Sat Orgeni, 63.000 lei, cofinanțare prin programul Național de Dezvoltare Locală,
Reabilitare, extindere și dotare dispera sală umană s-a scurt la 355.000 lei din bugetul local, astfel dirigine șantier 14.21 lei și constructorul 340.72. Și aici achiziție, centrală termică și accesorii, avizare și punere în funcțiune la dispensarul Orben, 15.050.000 lei. Total capitol 433.250.000 lei. Cultură, recreere și religie. Cheltuielile personal 42.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii 32.000 lei, 6.000 lei cheltuieli cu energia și serviciile de internet, telefonie, 5.000 lei carburant pentru transport ocazional al grupului Spitele Grâu la diverse evenimente și 21.000 lei pentru continuarea dezvoltării activității în cadrul proiectului Cântec Popular, parte din sufletul satului meu, grupul Spitele Grâu de la Orben și formația de dansatori. Cheltuieli de capital 72.50 lei, din care dotarea Comunei Orben cu bunuri privind valorificarea tradițiilor locale 44.000 lei. Achiziție centrală termică, accesorii, avizare și punere în funcțiune la cămin și biblioteca Orben 21.50 lei. Susținerea curtelor 105.000 lei, așa cum spuneam, la solicitarea preotului Paroc și transferul pentru realizarea de cheltuieli. Cu privire la întreținere, realizarea, repararea locașilor de cult, continuarea lucrurilor la casa parochială Orben 1, continuarea lucrurilor de construire a bisericii parochia 2 Scurtă, construirea casei fraticale și casa următoare în parochia 2 Orben, următoarele sume. Parochia 1 Orben 30.000, 2 Orben 25, Scurta 1 20, Scurta 2 25, Biserica Pistil Vechi 5.000. În capitol 2.50.000. Asigurări și asistență socială, capitolul 68. Cheltuieli de personal cu asistență personală 736.000 lei, repartizați astfel din TVA. Cheltuieli de personal în centru de zi 267.000 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii centru de zi 18.000 lei, indemnizații persoane handicap 180.000 lei, ajutoare de încălzire 65 lei din două surse de finanțare, 35.000 din TVA și 30.000 din Agenția Județeană de Dezvoltare Socială. Ajutoare sociale 2.5 lei, vorba de 5 familii de noi, care trec 50 de ani de căsătorie. Cheltuieli de capital 16.000 pentru achiziție generală termică și accesorii pentru dispensarul. Total capitol 1.224.50 lei. Serviciile de dezvoltare publică. Cheltuieli cu bunuri și servicii 150.000 lei. Pentru consum de energie, 75.000 lei, întreținere și reparat în lat public, 74.000 lei și 0.20.000 lei alte cheltuieli, reprezentând contribuția de 0.12% în declarație anul de succes. Cheltuieli de capital, 100.000 lei, din care întocmire planul urbanic general, documentația vizei de Cărtopo, 70.000 lei, avizie rețelei, extindere rețelei gaze naturale, 15.000 lei, implementare sistem supraveghere video 1, satele Orben și Scurta, 15.000 lei. Protecția mediului. Cheltuieli de capital, 360.000 lei. Pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, 340.000 lei. Amenajare platformă de gunoi de grajd în satul Orben, 10.000 lei. În satul Scurta, amenajare platformă de gunoi, 10.000 lei. Total capitol, 360.000 lei. Capitolul transport. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 618.000 lei, reprezentând 25.000 lei campuri carburanți pentru durate din dotare, tractor și bulbe excavator, 560.000 lei, indicatoare stradale, indicatoare rutiere, vopsit parapet de protecție, reparații covor asfaltic la intersecția de strada Călușești până la Alberveta, 33.000 lei, cheltuieli cu documentații cadastrare drumului. Cheltuieli de capital, 510.000 lei din care 80.000 lei pentru modernizare drumului de interes local în satele Orben și Scurta și construire pod în punctul Biserica Capela Domnirea Maicii Domnului, statul Orben și străzile Unii, Danfirești, Chiamușești, Țuturești, Făinești, străinul Elena 1, de la Casa Parochială până la Postul Manan, strada Costa Mori, strada Lui, strada Gheu, strada Biserica Talpa 1 și Talpa 2, crucea aia de drumurile acolo. Strada Părului, strada Tineretului, strada Străinului Elena 2, la poda Zumonarul până în strada Răzeșilor, din comuna Orben de Bacău. Pentru 80.000 de lei pentru modernizare drumul DR250 și drumul DR158 și consolidare post punctul Vadul Chiriți în comuna Orben de Bacău. De asemenea, 80.000 de lei pentru modernizare drumul de interes local, strada Școlii și construire pod în punctul Borțoile
Neculai, în satul Scurta, Comuna Orbeni. 160 de mii pentru modernizare de drumul de interes local în satele Orbeni și Scurta, așa și preciza străzile, Țara Luz, Brutării, Pietriș, Vilma, plus drumul de exploatare de 631 până la punctul de apă, strada Nicolae Negri, strada Saltâminor, Luminii, Grigore Bădărcă și poate Făinești, completarea raporturilor care aveau fost cuprinse în etapa 1, de la Dumhal, Mielache, până la Andronic, Vasile și Acasmin Costel, de la Andronic, Mădălina, până la Dumhal, Tudor, de la Faine, Cușor, până la Zora Mărită. Strada Cucovii și construire post strada Cucovii, strada Biserica Albă, în completare de la Biserica Albă, până la Familia Canea, strada Biserica Nouă, strada Bradului, în completare de la Familia Neica, Neculai, până la Valina. De asemenea, modernizare drum de interes local în satele Orbeni și Scurta pe străzile Dosul Orbeni, Biserica Cioca, consolidare pod Chiorcea în satul Scurta, construire pod Punct Subanaru în satul Orbeni, construire pod Punct Albert în satul Orbeni, construire pod Punct Damian în satul Scurta, construire pod Punct Urzicaru, la Laurențiu, în satul Scurta, 110 mm. Total cheltuieli 7.877,90 lei din care din bugetul curent 7.119,90 lei, din excedentul anual de precedenți 758.000 lei. Cheltuieli totale ale bugetului local pe anul 2021 cu personal 2.280,90 lei, bunuri și servicii 1.635,60 lei, asistența socială 368,50 lei, susținerea cultelor 105.000 lei, cheltuieli de capital 3.387,90 lei. Bugetul de venituri și cheltuieli aluate Orbeni pentru anul 2021 va avea următoarea distribuire pe trimestru. Total venituri prevedere an 7.119,90 lei, repartizate în trimestru 1 2.511,85, trimestrul 2 1.766,25, trimestrul 3, 1728,55, trimestrul 4, 1113,25. Partea de cheltuieli, prevedere anul 2021, 7877,90, repartizate în trimestrul 1, 2540,63, trimestrul 2, 2181,50, trimestrul 3, 2002,53, trimestrul 4, 1153,25. Excedentul anual al bugetului local la încheierea exercițiului financiar anterior se poate utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielor de investiții, pentru acoperirea temporară a bunurilor de casă, pentru acoperirea definitivă a deficitelor de secțiuni. La finele anului 2020, excedentul bugetului local era în sumă de 846.472,93, din care se utilizează, în anul 2021, suma de 751.000 lei. Astfel, 118.000 lei pentru reabilitare termică școala claselor Orbeni și aici se mai dau încă 32.000 lei după ce rostogolesc suma primită de la AFIR din proiectul cu costumele populare, 300.000 lei pentru amenajare curte interioră școala claselor 1 Orbeni, 340.000 lei pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Orbeni de Zulbacă. Activitatea autofinanțată, cuprinsă în sursa ei, sunt configurate după cum urmează. Prevederi total an 578.000 la partea de venituri repartizate în trimestrul 1, 169.000, trimestrul 2, 130.000, trimestrul 3, 135.000, trimestrul 4, 144.000. Și partea de cheltuieli, de asemenea, prevederi total an 578.000, repartizat în trimestrul 169.000, trimestrul 230, trimestrul 335, trimestrul 444, formată din rețeaua de alimentare cu apă, 132.000 pe total an, repartizat în trimestrul 1, 56.000, trimestrul 2, 33.000, trimestrul 3, 33.000, trimestrul 4, 10.000, salubritate, 400.000 pe total an, trimestrul 105.000, trimestrul 2, 95.000, trimestrul 3, 95.000, trimestrul 400.000. Și că mi-am cumpărat 8.000 trimestrul pe total an, repartizate în mod egal 2.000 de lei pe trimestru. Și pășunea comunală, 38.000 pe total an, repartizată în trimestrul 1, 6.000 și în trimestrul 4, 32.000.
excedente SUSA e autofinanțare, 13.935 de euro. Proiectul de buget al Comunei Orbeni a fost conceput și încadrat într-o viziune pe termen mediu pentru a permite continuarea politicilor publice deja destinate finanțări în anii anterior și pentru a conferi acestora un grad mare de realizare. S-a urmărit îmbunătățirea programării bugetare pe termen mediu și creșterea transparenței acestui proces. Față de cea listată mai sus, vă rog să analizați și să dispuneți emiterea unei hotărâri în vederea bunei desfășurări activității la Orbeni. O să trecem o revistă, dacă e nevoie și lista de investiții, care o aveți. Mai e nevoie să mai... Atunci o să dau citire proiectului de hotărâre. Și acum, acum considerați și dumneavoastră cum doriți să citesc pe articole și o supunem aprobării, sau dacă mai sunt discuții de subiectul ăsta, sau o citesc în integralitate și o supunem integral la noi. Cum decideți? Să trec în revistă și supunem la vot, eventual discuții dacă mai sunt, dar chiar le-am mai purtat în momentul în care s-au vizat materialele Comisiei de Specialitate. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Orbeni de anul 2021. Preambulul nu-l mai citesc, trec la primul articol. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni pentru anul 2021 în configurația prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărârii pe care aveți hotărâre. Articolul 2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli din activitățile autofinanțate sursa E în sumă de 578.000 lei în configurația prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărârii. La fel. Se aprobă bugetul de cheltuieli și al ordonatorului terțial de credit școala clasă 1-8 Orbeni în sumă de 406.000 lei 336 din TVA și 70.000 din bugetul local pentru secțiunea de funcționare. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2021 conform anexei 2 la prezenta hotărârii. Se aprobă utilizarea sumelor din excedentul anului precedent pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții. 118.000 pentru reabilitare termică școala clasă 1-8 Orbeni. 300.000 lei pentru amenajare cu interioară școala clasă 1-8 Orbeni. 340.000 lei pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apuzată în Comuna Orbeni de Turbacol. Articolul 6. Se aprobă alocarea sumei de 21.000 lei pentru continuarea și dezvoltarea activității în cadrul proiectului Cânte Popular parte din sufletul satului meu, Spic de Grâu de la Orbeni, la care se adaugă și formarea unui grup de dansatori. Articolul 7. Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei pentru școlari și preșcolari cu ocazia sărbătorilor de an. Articolul 8. Se aprobă alocarea sumei de 105.000 lei pentru susținerea cultelor. Articolul 9. Se aprobă susținerea obiectivelor de investiții astfel. Achiziție centrală termică și accesorii de utilizare punere în funcțiune sediul primării, 38.000 lei. Construire grădiniță cu 3 săli de grup în sat Scurta, școala numărul 1 Scurta, 24.000 de prezentând de ritmi șantier și 217.000 de construcție, parte de execuție. Achiziție centrală termică și accesorii, avizare, punere în funcțiune, școala numărul 1 Orbeni, sala de sport, sala de educație fizică școlară și grădinița Orbeni, 125.050 lei. Creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Orbeni la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente IT, 55.000 lei. Implementarea rețeaiei internet și achiziție echipamente pentru creșterea gradului de conectivitate a copiilor și cadrelor didactice în sede de unitățile de învățământ, sistem supraveghere video la grădinița numărul 1 Orbeni, sistem supraveghere video la școala numărul 3 Scurta, 62.000 lei. Reabilitare, extindere și dotare dispensarul Manu și Scurta, 355.000 lei. Astfel, dirigintele de șantier 14.28 și constructor 340.72. Achiziție centrală termică și accesorii, abizare și punere în funcțiune dispensarul Orbeni, 15.50.000 lei. Dotarea Comunei Orbeni cu bună privind valorificarea tradițiilor locale, 44.000 lei. Achiziție centrală termică și accesorii, avizare și punere în funcțiune, cămin, biblioteca Comunei Orbeni, 28.50.000 lei. Achiziție centrală termică și accesorii, avizare și punere în funcțiune, dispensare Orbeni, 16.000 lei. Întocmire, punct document, avizări, ridicări, topul 70.000 lei. Avize, extindere rețelei de gaze naturale 15.000 lei, implementare sistem supraveghere în vizionatelor de șescuri 15.000 lei.
amenajare platformă de gunoi de grajd în satul Orben, comuna Orben, 10.000 lei. Amenajare platformă de gunoi de grajd în satul Scurta, comuna Orben, 10.000 lei. Modernizare drumul de interes local în satele Orben și Scurta și construire pod în punctul Biserica Capela Domnului Maicii Domnului. În satul Orben și străzi, de Unirii, Stanfirești, Cărușești, Sărești, Păinești, Trăinoi, Rena 1, Plasta Mori, Strada Luz, Strada Gării, Biserica Talco 1, Biserica Talco 2, Părului, Tineretului, Străina Elenei 2, comuna Orben, Vetul Acos, suma de 80.000 lei. Modernizare drumuri locale, DR 250 și DR 158 și consolidare pod în punctul Vadul Chiriții, în comuna Orben, Vetul Acos, 80.000 lei. Modernizare drumul de interes local, strada școlii și construire pod, punct Bolțoi, Nicolae, în sat Scurta, 80.000 lei. Modernizare drumul de interes local în satele Orben și Scurta, străzile. Țarnă, Luz, Brutării, Pietriș, Vilor, plus drumul de exploatare 1631. Strada Nicolae Negri, strada Saltimul, strada Lumini, strada Grigore Bădâncă, strada Șipot. Strada Făinești, comemorarea acordului care nu a fost cuprinsă în etapa 1. Așa, strada Cucove și construire pe strada Cucove, strada Biserica Alba, în completare de la Biserica Alba până la familia Gania, strada Biserica Nouă, Bradului, în completare de la familia Neica Nicolaeță, la barier, cu în comuna Orben, de Sudacru, 160.000 lei. Modernizare drumuri de interes local în satele Orben și Scurta pe străzi, de dos Orben, Biserica Ceuca, consolidare poză, punct Chiorcea, sat Scurta, construire pod, punct Sumanar, Orben, construire punct Albert, pod în punctul Albert, în sat Orben, construire pod, punct Damian, sat Scurta, construire pod în punctul Zicaru, la Titic la Orben și în satul Scurta, 110.000 lei. Se aprobă utilizarea cantității de combustibil pentru autoturism în economie de matriculare pentru 97 PRI, 3600 litri pe an, în medie cam 300 de litri pe lună, 29 PRI, 2400 de litri pe an, 73 PRI, 1200 de litri pe an, centru de zi, 1200 litri pe an, transport elevi, 3600 litri pe an, 100, Bacău, Storben, Pulă Excavator, 4800 de litri pe an, 70 Bacău Orben, 4.300 de tractor. Drujba, 50 de litri pe an, generator 100 de litri pe an, pozitor 4 bucăți, 100 de litri pe an. În ipoteza achiziționării de utilaje sau echipamente, a căror funcționare implică consum de combustibil lichid, cota de combustibil va fi stabilită la nivelul echipamentelor existente. Articolul 11. Sumele înscrise în bugetul pe anul 2021 vor avea baza legală de efectuare acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielor corelate cu resursele bugetare posibil de realizare. Și articolul 12. Primarul Comunei Orben, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Mulțumim, domnule Chivas. Domnilor consilieri, luați de cuvânt, de poziție, de marginea acestui prin proiect al ordinii de zi. Ținând cont că la întâlnirea pe comisii am discutat de la ora 11 până în jurul orelor 13. Trecem să vedem dacă avem avizul favorabil atunci pe comisii. Comisia 1 economică, există aviz favorabil? Favorabil, domnul președinte. La Comisia 2 juridică există aviz favorabil. La Comisia 3 de cultură, aviz favorabil. Prin urmare, trecem la a supune spre aprobare, prin vot. Doamna consilier, cine este pentru aprobarea punctului numărul 1 al ordinii de zi? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul secretar, consemnați în unanimitate de voturi punctul numărul 1 al ordinii de zi, adică aprobarea bugetului local al Comunei Orben pentru anul 2021 a fost aprobată. Prin urmare, vă invit să trecem a pune în discuție punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute în favoarea SCD Gazgrid S.A. asupra unei suprafețe de 38 de metri pătrați teren situată în satul Orben, comuna Orben, județul Bacău. Domnule primar, vă mulțumesc astăzi să citiți nota de fundamentare și să ne intrați. Să câteva informații referitor la acest punct cu ordinea de zi. El face obiectul discuțiilor și în ședințele anterioare. E vorba de proiectul de modernizare drumuri de interes local în satele Orben și Scurta și construire pod în punctul Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului în satul Orben, comuna Orben, județul Bacău, unde, în urma
inspectori măsurători, studiile de fezabilitate și altor documentații tehnice, podul care urmează a fi amplasat peste părâu în punctul respectiv, către, cu acces către capela Bărbirii Maicii Domnului, ne obligă, împreună cu cei de la Delgaz Gri, cei doi stâlpi cu iluminatul public și casnic, să fie un pic relocați, să zicem așa, da. Și aici vorba, deci, în cadrul proiectului național de construcții de interes public, la nivelul UAT, au fost identificate pentru a fi accesat următorul obiectiv de investiții necesare dezvoltării infrastructurii și nu-i mai dau numele. Pentru a putea obține autorizația de construire pentru obiectivul enunțat mai sus, trebuie eliberat amplasamentul, având ca adresă strada Costa Morei, amplasat situat de o parte și de alta părâului Orde, în vedere construirii unui pod adecvat peste acesta. În vederea executării lucrării, eliberării de amplasament, în vederea construirii podului peste părâului Orde, SC Delgaz Gridiesa, prin împuternicit SC Electropres SRD, reprezentantă de proiect inginer Oana Marina Timoșenco, supune aprobării Consiliului Local Orben instituirea cu titlul de gratuit a unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid asupra terenului, suprafață totală de 38 de metri pătrați, reprezentând terenul ocupat de 35 de metri pătrați pentru amplasarea traseului de cablu proiectare în lungime de 70 de metri, 3 metri pătrați pentru amplasarea de stâlp. Prezentarea soluției de relocare rețea de distribuție publică este prezentată în memorul tehnic anexă la raport și planurilor de situații existente și propus ce prezintă soluția tehnică și specifică că în urma construirii podului, malurile se vor înălța, astfel nu se mai asigură gabaritul între stâlpul 45A-46 și maluri, dacă se folosesc stâlpi de întindere tip SE10 de 10 metri, distanța dintre cei doi stâlpi fiind de 65 de metri. Se propune să se folosească stâlpi de întindere tip SC 15014 de 12 metri. Amplasamentul investiției se vecinează cu infrastructura rutieră modernizată existentă în cadrul UAT-ului Orben și este într-o relație de interconectare cu aceasta, fiind situată pe teritoriul administrativ al Comunei Orben, pe intravilanul și extravilanul satului Orben și face legătura între DJ-119D și capela cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Având în vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre. Nu o să mai dau citire preambulului și o să trec la articolul 1, care se aprobă dreptul de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Gridesa cu titlu gratuit pe durata realizării lucrărilor necesare asupra 35 metri pătrați teren aparținând domeniului public al Comunei Orben pentru amplasarea traseului de cablu proiectare în lungime de 70 de metri, 3 metri pătrați teren aparținând domeniului public al Comunei Orben pentru amplasarea de stâlp. Amplasarea are strada Costa Morii, satul Orben, Comuna Orben, județul Bacău și este delimitat conform planului de situație la scara 1-500, anexa 1, parte integrată din prezenta hotărâre. Instituirea dreptului de uz și servitute se face în vederea executării lucrării, eliberarea plasamentului, în vederea construirii pod peste părâul Orben. Articolul 2. Se aprobă contractul cadru de constituire al dreptului de uz și de servitute conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. După executarea lucrărilor, terenurile ocupate vor fi aduse la starea inițială prin grijă constructorului. Punctul 3.1. Exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului afectat de capacitățile energetice se realizează pe toată durata existenței construcției. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Orben, SC Delgaz Grid S.A., instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă cunoștință publică în condiții de lege. Prin urmare, domnilor consilieri, v-am dat de la votul de activitate citirea hotărârii. Vă invit să aveți valoare de cuvânt. Ținând cont de faptul că se impune strămutarea, cum se zice mai populară, a celor doi stâlpi, vă invit să supunem la vot cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Domnule secretar, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost trecut. Prin urmare, vă invit, domnilor consilieri, să trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor sau tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare. Domnule secretar, vă rugăm să dați citire raportului de specialitate.
sau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, respectiv tarifelor, pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Comunii Urbeni Județul Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunii Urbeni Județul Bacău, adresa numărul 296 din 16 aprilie 2021 a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adi, actul adițional numărul 84 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numele 556/2006, respectiv din 29.11.2010, înaintat asociației de către SEC, Compania Regională de Apă Bacău, cu adresa 1770 din 8 februarie 2021, adresa Companiei Regionale de Apă Bacău, numărul 3314, adresa Companiei Regionale de Apă Bacău, numărul 7111, adresa Companiei Regionale de Apă Bacău, numărul 975, prevederile ordonanței Guvernului numărul 26/2000 privind la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 16 aliniatul 3 litera D corroborat cu articolul 21 aliniatul 1 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADI, evoluția indeciului anual a prețului de consum IPC total în perioada 2011-2019, ordonanța Guvernului numărul 79 din 2017 pentru modificarea și completarea legii 227 din 2015 privind codul fiscal, legea 458/2000 privind calitatea apei cu modificări și completările ulterioare, având în vedere rapoartele comisiilor specializate din cadrul Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, în temeiul dispozițiilor articolului 129 aliniatul 2 liter de B, C, D, E, aliniatul 3 liter de B, aliniatul 4 litera G, aliniatul 7 litera N, articolul 139 aliniatul 1 aliniatul 3 litera D, articolul 196 aliniatul 1 litera A, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute în anexa 2, denumită prețul pentru branșamente și alte servicii de apă, din dispoziții speciale, partea de apă, anexa 1B, care se modifică și se completează conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre, fiind parte integrantă din aceasta. Articolul 2. Se aprobă tarifele pentru servicii publice de canalizare, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute în anexa 2, denumită prețul pentru racordare și alte servicii canalizare, din dispoziții speciale, partea de canalizare, anexa 1C, care se modifică, se completează conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre, fiind parte integrantă din aceasta. Articolul 3. Celelalte articole ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 556/2006, din 29.11.2010, rămân în vigoare. Articolul 4. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima zi din luna următoare semnării actului adițional de către reprezentanții săi legale. Articolul 5. Se mandatează domnul Popa Costache, având calitate de reprezentant al UATC Comuna Orbeni, la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adim, să voteze în ședința AGA-Adim acest punct de pe ordinea de zi. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Orbeni județul Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adim, persoane nominalizate la articolul 5 și va fi adusă la conștiința publică în condițiile legii. Dau citire anexei, care practic aceasta evidențiază toate acele tarife care sunt supuse astăzi aprobării. Și anume, montarea pe metru în cămin existent, branșament nou. Sunt două tipuri. Avem DN15/40, 73,95 lei, DN50, 81,51 lei. Montare prin înfiletare a pometrului în cămin existent, pe poziție existentă, la fel două tarife, 34,45 și 39,50. De regulă, din ce am văzut în documentații, se lucrează cu aceste două tipuri de tarife, nu pentru că suntem chemați să alegem între unul sau altul. De regulă, sunt două tipuri de echipamente diferite și tariful este individual per echipament montat. Demontarea pometrului în cămin existent pe poziție existentă, 34,45 39,50 lei. Montarea pe metru în flanș și în cămin existent, la fel două tipuri, două prețuri, 1.184,03 lei, 478,99 lei. Montata pe metru în flanș și pe poziție existentă, 82,35 lei, 150,42 lei. Demontata pe metru în flanș și pe poziție existentă,
82,35, 150,42 lei. Execuții branșament apă, 229,41 lei. Asistență tehnică la branșament apă, 155,46 lei. Verificare montare priză branșament, 331,09 lei. Verificare metrologică apometri. Trei tarife pentru cele trei tipuri de apometri existente. 110,08 lei, 267,23 lei și 392,44 lei. Montată rampă contoare în cămin existent, 210,08 lei. Aviz apă canal, aviz amplasament, agenții economici și persoane fizice. Și avem aviz apă canal, agenții economici, 227,73 lei. Aviz apă canal, persoane fizice, 227,73 lei. Aviz construcție amplasament pentru agenții economici, 198,32 lei. Aviz construcție amplasament persoane fizice, 198,32 lei. Suplimentar, sigilare, montaj, 21,85 lei fără TVA și include tariful de montare contoare, nou montat în baza avizului de branșament emisii biroul tehnic. Analize pentru determinarea indicatorilor de apă potabilă. Prețurile cărora le voi da citirii sunt prețuri fără TVA. Determinarea pH-ului apei, 40 de lei. Conductivitate, 100 de lei. Turbiditate, 19 lei. Culoare, gust, miros, 26 de lei. Alcalinitate, 17 lei. Oxidabilitate, inducerii de fer manganat, 82 de lei. Cloruri, 53 de lei. Sulfați, 97 de lei. Nitriți, 117 lei. Nitrați, 61 de lei. Amoniu, 120 de lei. Aluminiu, 78 de lei. Fier, 71 de lei. Mangan, 71. Calciu și magneziu, 45. Duritate, 49 de lei. Oxigen dizolvat, 69 de lei. Clor, 33 de lei. Sulfuri, prin metoda cu albastru din metilen, 31 de lei. Flor, 39 de lei. Bacterii sulfido-reductoare, 226 de lei, bacterii cloriforme, 224 de lei, escherichia, 222 de lei, enteropolii intestinali, 193 de lei, bacterii mezofili, 191 de lei și bacterii mozofili, 191 de lei. Anexa 2. Montat racol de canalizare, 289 de lei. Asistență tehnică, racord canalizare, 119 lei. Taxe supraveghere vitrajare, de asemenea, prețuri fără TVA, 18,49 lei la 4 descărcări pe săptămână și 73,96 de lei pentru 48 de săptămâni. Deci tariful aplicat pentru supraveghere la vitrajare pe perioada 48 de săptămâni este de 3.550 de lei. Transport cu autovitaj la lei pe kilometru, 5,88 lei. Vitranjare. Tariful la vitranjare nu include transportul până la adresa beneficiarului și este de 84,87 lei. Distanța se calculează de la punctul de lucru al SC, compania din apă vacol, la adresa beneficiarului și mai apoi până la stația de depurare. La fel. Dau citire prețurilor tarifelor aferente pentru analize în vederea determinării indicatorilor de apă uzată. Determinarea sulfaților, 46 de lei, azotului amoniacal, 97 de lei, sulfurilor totale, 51 de lei, suspensiilor totale, 39 de lei, determinarea agenților de suprafață, anionici, prin măsurarea indicelui cu albastru dimetilen, 86 de lei, substanțelor extractive, 72 de lei, consumului chimic de oxigen, metoda cu dicromat de potasiu, 166 de lei, fosfaților, 92 de lei, determinarea pH-ului, 16 lei, determinarea clorurilor, 20 de lei, consumului biochimic de oxigen, 36 de lei, conținutului de nitrați, 38 de lei, conținutului de azotați, 90 de lei, conținutului de calciu, 14 lei, conductivitate, 100 de lei, enteropori intestinali, 193 de lei. Deci, practic, după cum puteți vedea, practic, toate aceste tarife au în vedere două mari categorii de activități pe care le desfășoară Adib Bacău, prin compania de apă, prin CRAB Bacău, partea de laborator de analiză,
Deci pot fi evidențiate toate aceste aspecte care țin de calitatea apei sau de ceea ce înseamnă parametrii în care chiar și apele inundare trebuie să ajungă stația de epurare sau de la stația de epurare la evacuare. Și a doua activitate orientată spre partea de montaj, toată interacțiunea cu populația. La nivel de branșament, în cămini, ce se întâmplă de la branșament către consumator și în sensul opus de la branșament la furnizori. Da, este un proiect de hotărâri în care, firește, are în vedere toți membrii ADIP. Suntem și noi membrii ADIP, companie de apă. Adică toate comunele din județ. Toate comunele din județ. Avantajul comunei europene este că suntem totuși în acea listă prioritară, aprobată, da, cu ani în urmă, au mai suferit modificări de-a lungul timpului. Și o să fim printre primele comuni, cu siguranță, beneficiare ale extinderii rețelei de canalizare, în primul rând, înființare rețea canalizare. Cu siguranță, la proiectul anterior ați auzit de acele sume, ca și contribuția UAT Comuna Orbeni pentru susținerea și pentru materializarea acestui proiect. Și nu în ultimul rând, pentru extinderea rețelei de apă, cu tot ceea ce presupune. Străzi în completare, înființare de noi capacități de stocare a apei în Comuna Orbeni, astfel încât, firește, aceste tarife nivizează pe noi în viitor și nu numai. Oricine, dacă dorește să-și facă analiză la apă, firește că va fi supus acestor tarife, se poate adresa oricând laboratorului din cadrul PRA Bacău, oricând își poate verifica un apometru acolo, fără nicio problemă, dacă are suspiciuni. Și cam asta ar fi de spus. Sunt comuni care, într-adevăr, au fost preluate de către CRAB la ora de față și, firește, ca membri ai ADIP-ului, trebuie să susținem și noi reglementarea activității, chiar și cu palierul ăsta. Cam asta m-am de spus. Domnul consilier, lor de cuvânt pe marginea acestui subiect, al ordinii de zi. Ținând cont că ne-am întâlnit în comisiile de lucru, pe comisiile de specialitate, vă invit să se pune la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnule secretar, cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 3 al ordinii de zi, proiectul de la punctul numărul 3 a fost votat cu unanimitate. În urmare, domnilor consilieri, vă invităm să trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 31 din 12.05.2016, respectiv decizia 31/3 din 30.03.2021 a Camerei de Conturi a județului Bacău. Bănuiesc că domnul secretar dă citire adresei oficiale. A fost comunicată, nimic ca și secretarul acestei comuni, cu obligația de a duce la cunoștință consilierilor locali în prima ședință o adresă, adresa 459/1 din 30/3/2021, venită din partea Camerei de Conturi Bacău, prin care s-a dus la cunoștință o serie de aspecte. Eu sunt obligat să vi le aduc la cunoștință și ulterior să comunic cu procesul verbal, așa cum o să vedeți, atât procesul verbal al ședinței, de Consiliul în care a fost adus la cunoștință raportul întocmit de reprezentanții Camerei de Conturi Bacău și implicit hotărârea prin care s-a stabilit măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinirea eventualelor teme lăsate de către dânsi. Dau citire. În temeiul prevederilor articolului 33 aliniatul 1 din legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Republicată și ale punctului 180 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 155 din 2014, vă transmitem alături spre analiză în prima ședință de Consiliu Local raportul follow-up numărul 391 din 19/3/2021. Încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia 31 din data de 12/5/2016, împreună cu decizia 31/3 din 30/3/2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia 31 din data de 12/5/2016. După întrunirea consilierilor locale, vă solicităm să ne transmiteți un extras din procesul verbal de ședință împreună cu o copie a hotărârii luate față de măsurile dispuse prin decizie de către directorul Camerei de Conturi județul Bacău. Dau citire de deciziei directorului Camerei de Conturi Bacău.
Decizie privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 31 din 12.05.2016, având în vedere prevederile legii 94/1992 privind organizarea și funcționarea curții de concurs, republicată ale punctelor 234-236 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice curții de concurs, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobată în hotărârea plenului curții de concurs numărul 155 din 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 547 din 24 iulie 2014, examinând aspectele consemnate în raportul de follow-up înregistrat sub numărul 391 din data de 19.03.2021, încheiat în urma activității de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 31 din data de 12.05.2016, efectuată la OATC Orbeni, se acordă prelungirea până în data de 30.06.2021 a termenului pentru ducerea la îndeplinirea măsurii 2A11 din decizia 31 din data de 12.05.2016. Atenționăm asupra faptului că neurmărirea modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse poate conduce la prescrierea limitelor stabilite. Bun. Dau citire în cele ce urmează raportului efectiv împătrit. Raport privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 31 din 12.05.2016. Orbeni, întocmit la data de 17 martie 2021. Subsemnatul Tănăserea Sorin, având funcția de auditor public extern în cadrul Camerei de Conturi, în termenul prevederilor 94/1992, privind organizarea și funcționarea Camerei de Conturi republicată, a delegației 338 din 16.03.2021 și a legitimației de serviciu numărul, am efectuat în perioada 16-17.03.2021 verificarea modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 31 din 12.05.2016 la OATC Orbeni, cu sediul Orbeni, strada Roz numărul 178, toate datele de contact ale instituției, decizie emisă ca urmare a întocmirii procesului verbal de constatare numărul 2309 din data de 25.04.2016, încheiat în urma efectuării auditului financiar al contului de execuție pe anul 2015. În perioada verificării modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, conducerea entității verificate a fost asigurată de Popa Costache Primar, ordonator principal de credite din 23.06.2016 și în prezent, Pară Gheorghe Viceprimar din data de 26.10.2020 și în prezent, Ifrim Viorica, referent specialitate din data de 24.04.2018 și în prezent. Decizia conține 5 măsuri de valorificare a constatărilor din actele încheiate în urma efectuării auditului financiar al contului de execuție pe anul 2015, dintre care două măsuri potrivit prevederilor articolului 43 din legea 94/1992 republicată, respectiv 1A.2.6, și 3 măsuri potrivit prevederilor articolului 33 aliniatul 3 din legea 94/1992 republicată, respectiv 2A.9.11 și 12. Abaterile consemnate în procesul verbal de constatare, înregistrat la entitatea verificată, sub numărul 2309, din data de 25.04.2016, într-o prezentare succintă, sunt următoare. Abaterile constatate la ordonatorul principal de credite, referitor la organizarea, implementarea, menținerea sistemelor de control intern, cu privire la controlul financiar preventiv, acesta a fost organizat de către ordonatorul de credite, firește de către angajatul cu atribuții financiare și în contabilitate, cheltuieli cu asigurarea separării responsabilităților. Cu privire la auditul intern, conformitate cu prevederile dispoziției articolului 9 aliniatul 3 articolului 16-14 de legea auditului intern, compartimentul de audit public intern nu este funcțional nefiind angajat o persoană. Nu există un audit făcut mai recent de 3 ani, fără a se limita la această suprafață. Angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, plățile asumate, sunt efectuate prin angajamente bugetare și legale și auditarea sistemului contabil și fiabilitatea acesteia. Cu privire la controlul fiscal, s-a constatat că la nivelul biroului de taxe și impozite din cadrul OATC Orbeni potrivit legii, care administrează impozitele, taxele, contribuțiile sau alte sume datorate bugetului local, nu sunt efectuate un număr suficient de inspecții fiscale la contribuabili persoane fizice și juridice conform dispozițiilor codului de procedură fiscală. Referitor la modul de gestionare a patrimoniului, urmarea verificării modului de efectuare inventariile patrimoniului public și privat al OADC Comuna Orbeni, acțiune dispusă de ordonatorul principal de credit, s-au constatat și inventariat toate elementele de patrimoniu de la nivelul OADC Comuna Orbeni.
Referitor la plata comisionului de garantare către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nerecuperate la SCE, Gironap, SRL, Onești. Entitatea verificată a contractat datorie publică locală în vederea asigurării finanțării în avans a lucrărilor executate pentru ca ulterior cereri de finanțare însoțite de documente justificative a plăților către SCE, Gironap, SRL să fie înaintate AFIR spre examinare și decontare în termen de 90 de zile. Deoarece antreprenorul SCE Gironap SRL nu și-a îndeplinit obligația de a executa lucrările în termenul convenit, deși a existat finanțarea asigurată și garantată prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii SA IFN, entitatea verificată s-a aflat în incapacitate de a finaliza proiectul la termen. Iar pentru a nu fi nevoită să suporte din bugetul propriu restul lucrărilor de executat, aceasta a luat măsura prelungirii scrisorii de garanție pentru restituirea avansului, pentru care a efectuat plăți suplimentare. Referitor la obiectivul de investiții, modernizare drumul de interes local, satul Orbeni, ulița Biserica Sfântul Nicolae, sat Scurta, ulița Biserica Alba și sat Scurta, cu privire la procedura de achiziții. Pentru achiziția și realizarea obiectivului sus menționat, OASIC Orbeni nu a publicat un anunț, nu a solicitat oferte, nu a selectat oferte scrise pe SEAR pentru compararea prețurilor și eventualul negociere a acestuia, având în vedere că valoarea estimată prin proiect a fost limitată la pragul de 100.000 de euro, fără exclusiv TVA. Lucrarea a fost încredințată direct SCE Servit Construcțiile de Rătăciuni, solicitându-se și acceptându-se oferta acesteia fără posibilitate de comparare a prețurilor practicate cu piața financiară și eventual în negocierea acestea. Cu privire la cotele aplicate pentru încheierea de deviz, din analiza documentelor privind prețurile ofertate și a celor care au stat la baza decontării situațiilor de lucrări, modernizare drumuri de interes local, satele Orbeni și Scurta, comparativ cu cele practicate la obiectivul modernizare drumul comunal DC 108 și 109 comunal Regiunea Bacău, lucrările executate de același constructor în aceeași perioadă s-au reținut că pentru lucrări de același tip s-au aplicat cote procentuale de cheltuieli indirecte și profit diferențiate de 8,5 respectiv 3,5 pentru prima lucrare, respectiv 3% și 1% pentru partea a doua licitată de seară. Constatările auditorilor publice externi privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor parțiale implementate și a celor neimplementate. Măsuri duse la îndeplinire. Decizia Camerei de Conturi numărul 31 din 12.5.2016, abaterea constatată. Din verificare efectuată privind modul de organizare și implementare menținerilor sistemelor de management și control intern, a rezultat următoarea abatere de la reglementările în vigoare. Controlul financiar preventiv s-a exercitat formal de către angajatul cu atribuții financiare contabile atât pentru operațiunile de venituri și cheltuieli fără a fi asigurată separarea responsabilităților. Nu au fost analizate operațiunile și documentele supuse controlului financiar preventiv și ciclului documentelor. Persoana desemnată să acorde viză de compartiment pentru operațiunile de venituri inițiate nu au fost specificate domeniile, activitățile și operațiunile pe care le certifică. Referitor la auditul intern, compartimentul de audit intern, nu este funcțional de fiind angajată o persoană și nu s-a făcut un audit de 3 ani fără a se limita la aceasta, angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, plățile asumate prin angajamente bugetare și legale și auditarea sistemului contabil și fiabilitatea acestuia. Referitor la controlul fiscal, Biroul Impozite și Taxe Locale din cadrul OATC Orbeni, care potrivit legea administrează impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului local, nu a efectuat suficiente inspecții la contribuabile continuare persoane fizice și juridice. Măsura dispusă, primarul ADC Comunal Orbeni, în calitate de ordonator de credite prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri care să asigure elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare cu o delimitare clară a atribuțiunilor pe compartimente, funcțiile care se va proceda și la privatizare echilibrată a atribuțiilor de servicii pe fiecare angajat, elaborarea sistemelor de control de inginerie al instituțiilor și programele de dezvoltare a acestora, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități și categorii de operațiuni. Stadiul de implementare. Prin dispoziția primarului numărul 145, nota 6 a 2019, s-a constituit Comisia pentru Monitorizare, Coordonarea și Îndrumarea Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern-Ingenierial și s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei. S-a aprobat de asemenea și programul de dezvoltare a sistemului de control intermenegerial și strategia de control menegerial. Au fost stabilite măsurile și acțiunile, precum și strategia pentru implementarea sistemului control menegerial. A fost întocmit registrul, au fost elaborate și aduse la cunoștința persoanelor în cauză procedurile operaționale pentru toate tipurile de activități desfășurate pe cadrul primăriei. În concluzie, măsura dispusă la punctul 2.2 din decizia 31 a fost implementată.
impactul efectiv al măsurilor luate de entitate asupra activității acestora, îmbunătățirea managementului pentru realizarea obiectivelor entității. Măsuri stabilite în plus de către entitate față de cele discuse în decizie, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, nu au fost stabilite. Măsuri luate de conducerea instituției în timpul verificării modului de ducere la îndeplinire, nu au fost luate. Decizia Camerei de Conduci, numărul 31 din 12.05.2016, abaterea constatată. Din verificarea modului de respectare a procedurilor, prin parcurgerea fazei de execuție bugetare, cheltuielor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și toate cheltuielor, precum și organizarea, conducerea, evidenției, raportarea angajamentelor bugetare și legale s-au constatat următoarea la abatere. Coordin de plată numărul 421.23.06.2015, entitatea a citat suma de 7.953 de lei, către Asociația GMA Booking și Management din Târgoviște, reprezentând contravaloarea facturii numărul 143, fără dată în care se identifică denumirea produselor sau serviciilor, coproducții, spectacol artistic, conform contract cu plată parțială. Această plată nu împlinește în totalitate condiții de legalitate, repet. Factura numărul 143, indicată în ordine de plată, arhivată ca actul justificativ al plății și prezentată la verificare, nu era un document original, ci o serocopie, astfel încât nu putea fi folosit ca document care să poată fi luat în considerare de verificarea plății. Entitatea nu a putut prezenta un document care se rezulte respectiv să se ateste, confirme că produsele, serviciile indicate în factură nu sunt executate. Ordinul de plată a fost emis și pus în plată fără existența unui factor sau alocarea documentului care se rezultă obligativitatea plății, respectiv să motiveze această plată. Măsura dispusă. Primarul a de Comuna Orbit, în calitate de ordonator de credit, de fiind departamentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure tocmirea, supunerea spre aprobarea ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile ce va cuprinde în mod obligatoriu o serie de criterii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabile. Stadiul de implementare. Pentru recuperarea sumei de 19.898 de lei, entitatea a inițiat în data de 12.2018 acțiune împotriva fostului primar de Răfantul Viorel, cauza a ajuns la Curtea de Apel Bacău, care în ședința din 20.9.2019, prin ședința civilă numărul, a dat soluție favorabilă reclamante, respectiv OAT Comuna Urbeni, prin primar Popa Costache, așa cum rezultă din extrasul de pe portalul instanțelor de judecată, entitatea procedând la punerea în aplicare a sentinței conform prevederilor legale, recuperând contravaloarea extraselor de cont anexate în sume datorate. În concluzie, măsura dispusă la punctul 2.2 din decizia 31.12.05.2016 a fost implementată. Impactul efectiv al măsurilor luate de entitate asupra acestei activități, îmbunătățirea managementului pentru realizarea obiectivelor entității. Decizia Camerei de Conturi numărul 31 din 12.05.2016, măsura 2A.29, abaterea constatată. Urmarea testării șantionului aferent categoriei de operativ numărul servicii efectuate de entitatea unitată pentru balastarea drumurilor comunale strategice s-au constatat o serie de deficiențe privind deportarea lucrărilor de balastare a drumurilor comunale executate de SC Sărbut pentru SRL Răcăciun, după cum urmează. Diferențe cantitative de agregate, minerale și transport, decontare, transport, balast la prețuri superioare celor din ofertă, decontare nejustificată a cheltuielor directe și profit la balastarea lucrării. Măsura dispusă. Primarul OAT Comuna Orbeni, în calitate de ordonator de credit, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure. Monitorizarea și verificarea legalității achizițiilor pentru bunuri și servicii, cu asigurarea unui circuit al lucrurilor corespunzătorilor de compartimente, cu respectarea termenilor scadente și a cronologiei tuturor operațiunilor financiare, contractului și de gestiune. Stadiul de implementare al măsurii. Entitatea a inițiat în data de 18.05.2018 acțiune în instanță pentru recuperarea sumei de 21.208 lei. În prima fază, judecătoria a declinat competența către Tribunalul Bacău, prin sentința civilă numărul. Tribunalul Bacău a preluat soluționarea cauzei și a dispus pentru termenul din 4 septembrie 2019 efectuarea unei expertize extrajudiciare în cauză care să stabilească împrejurările și circunstanțele în care a luat naștere litigiul. Expertiza a fost realizată de expert Martin Rodica și înregistrată la fiara Bacău a Corpului Experților Contabili sub numărul. În data de 21.05.2020, Curtea de Apel Bacău, prin secția a doua civilă și de contencios administrativ, a dat hotărârea definitivă numărul, prin care a respins recursul promovat de UATC Orbeni împotriva sentinței civile numărul 604/2019, pronunțată în dosarul înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău.
În concluzie, măsura dispusă la punctul 2.9 din decizia 31 din 12.05.2016 a fost implementată. Decizia Camerei de Conturi numărul 31 din 12.05.2016, măsura 2 a punctul 2.12, abaterea constatată. În anul 2014 s-a efectuat o serie de plăți către SICE a avutului Sporbeni, în baza unor factori în care s-au înscris generic prestări servicii, fără să se ateste cu documente justificative legale pentru multe serviciile prestate, din verificarea modului de respectare a procedurilor privind parcurgerea fazelor execuției bugetare a cheltuielor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și toate cheltuielor, precum și organizarea și conducerea evidenției și raportarea angajamentelor bugetare și legale, s-a constatat că la baza efectuărilor plății exista un contract în formă autentică, situații de nevoie din care se rezultă natura serviciilor prestate, destinația în legătură cu activitatea primăriei, precum și recepția lor de către membrii comisiei de recepție, destinația de către conducerea unității. Măsura dispusă. Primarul Comunei Orbeni, în calitate de ordonator de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure monitorizarea și verificarea legalității achizițiilor pentru bunuri și servicii concomitent cu asigurarea unui circuit al documentelor corespunzător în multe compartimente, cu respectarea termenilor scadente și a cronologiei tuturor operațiunilor financiare, contabile și de gestiune. Stadiul de implementare al măsurii. Pentru recuperarea sumei de 15.083 lei, entitatea a inițiat acțiune în instanță împotriva fostului primar, domnul Fatu Violet, soluționată favorabil prin decizia Curții de Apel Bacău, numărul 452 din 10.06.2019, data de 22 august 2019, debitorul a plătit suma respectivă, așa cum rezultă din extrasul trezoriei Bacău, număr. În concluzie, măsura dispusă la punctul 2.12 a fost implementată. Măsuri duse parțial la îndeplinire. Măsura 2A, punctul 2.11. În vederea garantării obligațiilor de plată, avansului de 50% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului, modernizare drumului de acces, drumuri agricole de exploatație, Comuna Orbeni, în baza contractului de finanțare, numărul, încheiat cu fondul de garantare a creditului rural IFNSA, acord de garantare înregistrat cu numărul 9772 din 23 august 2013, mecanismul de decontare a prescurs contractarea unei garanții de la Fondul Național de Garantare a Creditor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, SAIFN, pentru a asigura cash flow-ul necesar unității pentru decontarea lucrurilor executate de SECE Gironap SRL. Entitatea verificată a contractat o datorie publică în vederea asigurării finanțării în avans a lucrurilor executate, pentru ca ulterior cerere de finanțare însoțite de documente justificative a plăților către SECE Gironap să fie înaintate la FIRS pe examinare și decontare în termen de maxim 30 zile. Deoarece antreprenorul SICE Gironap SRL nu și-a îndeplinit obligația de a executa lucrurile în termenul comit în contract, deși a existat finanțarea asigurată și garantată prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, SAIFN, entitatea verificată s-a aflat în incapacitate de a finaliza proiectul la termen, iar pentru a nu fi nevoită să suporte la bugetul propriu restul lucrurilor executat, aceasta a luat măsura prelungirii scrisorii de garanție pentru restituirea avansului. În concluzie, toate cheltuielile ocazionate de prelungirea scrisorii de garanție, în sumă de 7.595 de lei, sunt o consecință a nerespectării de către SECE Gironap SRL a graficului de execuție al lucrărilor, motiv pentru care nu pot fi reținute în sarcina UAT Orbeni și nu pot fi tratate ca plăți legale. Astfel s-a constatat că, în mod nejustificat, entitatea verificată nu a luat măsura reîntregirii creditelor bugetare cu suma de 7.500 de lei, sumă care nu a fost prevăzută în structura devizului general și care este imputabilă antreprenorului Gironap SRL, motivat de nerespectarea termenului de execuție și predarea documentelor prevăzute de către lege. Măsura dispusă primarul UAT Orbeni, în calitate de ordonator de credite pentru compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea volumului și întinderii plăților nelegale reprezentând cheltuieli ocazionate de prelungirea acordului de garantare încheiat cu Fondul Național de Garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, SAIFN, și dispunerea de măsuri concrete pentru reîntregirea creditelor bugetare de la antreprenorul SICE Gironap SRL. Stare de implementare. Entitatea a inițiat în data de 18 mai 2018 acțiune în instanță pentru recuperarea sumei de 9.674 de lei la judecătoria Bacău prin hotărârea 5.762 din 10.10.2018 și a declinat competența teritorială în favoarea judecătoriei Onești la sediul SECE Gironap Pro-SA, aceasta depunând întâmpinare și cerere convenționale. În data de 17 iulie 2020,
s-a emis sentința civilă 1121, prin care judecătoria Onești a respins ca nefondată cererea formulată de UATC Orbeni. UATC Orbeni a formulat recurs împotriva sentinței mai sus amintite și în termenul legal de 30 de zile de la pronunțarea sentinței civile 1121. În concluzie, măsura discusă la punctul 2.11 a fost parțial implementată. Deci, acesta a fost raportul. Din tot ceea ce a existat ca și măsură, în urma controlului efectuat în anul 2016, în prima parte a acesteia, și din decizia 31 emisă la acea vreme de directorul Camerei de Conturi Bacău, 31/12/2016, practic singura măsură rămasă implementată parțial, este această problemă pe care noi avem cu SEC Girona SRL, Onești, pentru suma de 9.067.96 de milioane. În rest, toate au fost duse la îndeplinire. Sunt obligat să consemnez în procesul verbal firește lucrul ăsta. Măsura de a duce mai departe toate aceste demersuri de recuperare acestei sume firește că se facă obiectul unei hotărâri. Dau citire acestea. Pentru ca mai apoi să le înaintez și ca mai de contribuată. Dau citire proiectului de hotărâri privind aprobarea planului de măsuri în vederea ducerii la îndeplinirea constatărilor efectuate de reprezentanții Camerei de Conturi Bacău prin raportul follow-up înregistrat cu numărul 391/19/3/2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia 31/12/5/2016, împreună cu decizia 31/3/30/3/2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse în cadrul acțiunii de control efectuată la UAT Urbeni. Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Urbeni, având în vedere raportul de specialitate din cadrul compartimentului de specialitate al Comunei Urbeni, prevederea articolului 33 alineatul 1 din legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Republicată, prevederile punctului 185 și 362 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate în aceste activități, aprobat prin hotărârea Plenului Curții de Conturi numărul 55/2014, publicat în Monitorul Oficial numărul 547/24/7/2014, raportul de follow-up înregistrat cu numărul 391/19/3/2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 31/12/5/2016, împreună cu decizia 31/3/30/3/2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse în cadrul acțiunii de control efectuate la OT Orbei, avizul Comisiei de Specialitate prevede articolul 121 aliniatul 1 litere A, C aliniatul 4 litere A din OUG 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul articolului 96 aliniatul 1 litere A din OUG 57/2019 hotărăște. Articolul 1. Consiliul Local Orbeni Județul Bacău și însușește conținutul raportului de follow-up înregistrat cu numărul 391/19/3/2021. Încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 31/12/5/2016, urmă cu decizia 31/3/30/3/2021, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse în cadrul acțiunii de control efectuată la OAT Orbeni. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de ordonatorul principal de creditor prin compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Camerei de Conturi Județul Bacău, Instituției Prefectului Județul Bacău, primarului și contabilului prin grijă a Secretarului Comunei Urbeni. Mulțumim, domnule secretar, pentru citirea raportului de conturi și hotărârii Consiliului Local, pe care noi trebuie să o adăzăm astăzi. Din urmare, domnilor consilieri, trecem să supunem la vot. Dacă sunt discuții, pe marginea acestui subiect, vă invit să luați cuvântul. Dacă nu, sunt avizele. Comisia de Specialitate Economică își oferă avizul favorabil, cea juridică favorabil, cea culturală favorabil. Deci trecem la a supune la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul secretar, unanimitate de voturi. Hotărârea numărul 4 al ordinii de zi a fost aprobată de către Consiliul Local.
Observări. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru următoarele ședințe ale Consiliului Local. Prin urmare, domnilor consilieri, astăzi ne-am întâlnit în ședință de Consiliu Local pentru a discuta pe comisie. La ora 11, acum este ora 14:37 de minute, este cea mai lungă ședință, probabil, și cu aprobarea bugetului. Mulțumesc pentru colaborare, în calitate de președinte, declar închise. Păi nu, eu declar ca președinte activitatea mea de 3 luni, nu m-ați lăsat să termin, invitându-vă dumneavoastră să vă alegeți următorul președinte. Activitatea mea în calitate de președinte pentru cele 90 de zile, asta vreau să vă spun, s-a încheiat acum. Prin urmare, Consiliul Local este rugat să facă propuneri pentru un nou președinte. Cred că ai mă și la ultimul punct. Dar de ce? Nu de sunt propuneri? Nu, nu, nu. Păi sunt totuși 5 ore, nu? Am impresia că trebuie să conduci ședința până la final. De acord. Dar eu v-am invitat. Dau citire raportului compartimentului specialitate. Păi da, ca așa se face, raport. În conformitate cu prevederile 157/2019 privind codul administrativ cu modificări și completări de ulterioare, președintele de vârstă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, așa cum prevede articolul 123 aliniatul 1/157/2019 privind codul administrativ cu modificări și completări de ulterioare. Consiliul Local alege din membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, un președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, cel mult 3 luni, care conduce ședințele Consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritatea simplă. La tare situație propun Consiliul Local al Comunei Orbești, județul Bacău, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni. Prin urmare, domnilor consilieri, vă rog frumos să faceți propuneri. Pentru nou domn președinte. Nu e greu. Grupurile politice împărțite în cele două entități politice sunt rugate să facă propuneri. Florin Galățean. Domnilor consilieri, altă propunere? Domnule secretar, domnule primar, ținând cont că e singura propunere, trecem la a supune pentru a fi votat noul președinte de ședință Consiliului Local pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? La domnul Galățean să fie președinte. Cine este împotrivă? Nicio abținere. Domnule secretar, în unanimitate de voturi, în stafeta domnului consilier Sorin Gălățeanu pentru a coordona lucrările Consiliului Local pentru următoarele 3 luni. Acum, închideți! S-a auzit?